partea de jos, loafers, ăștia am de vreo câțiva ani, i-am cumpărat de la Massimo Dutti. Avantajul lor este faptul că sunt vișini și se potrivesc cu multe culori și multe ținute. Dacă sunt din piele întoarsă, sunt mult mai versatili dacă sunt din piele cum îi vedeți pe ăștia de aici. Se poartă mai mult la ținutele mai elegante, deci dacă ar fi fost piele întoarsă, ar fi dat un pic mai bine la ținuta pe care o am astăzi pe mine. În vedere că încă nu este foarte cald afară, recomand să aveți și șosetă în picioare, fiindcă nu o să vă fie foarte cald. Și în momentul în care este vară și chiar sunt temperaturi foarte ridicate, atunci o să dea bine să fie glezna, însă nu uitați glezna goală cu bun simț. Nu exagerat. Denim bleu marin, ăștia mi-am făcut la comandă, după cum se poate vedea, betelia dublă, 2 nasturi, sistem de ajustare, ori am slăbit, ori s-a lărgit în talie, cel mai probabil am slăbit. Uitați de ce e practic sistemul de ajustare. Dacă n-aș fi avut chestia asta, ar fi trebuit neapărat să port curea. Tricou negru, băgat în pantaloni și cămașa. Cămașa asta am mai arătat-o și în alte videouri, mi-am făcut și pantaloni la ea, lungi, o să am și pantaloni scurți. Și mi se pare o piesă absolut genială, fiindcă o poți purta și într-un stil mai casual cu Adidas, chiar și cu pantofi. E un pic mai largă și din acest motiv aici trebuie să fiu atent sau să fim atenți cei care o să purtați cămăși de genul ăsta mai largi, să iasă puțin așa peste betelie, fiindcă dacă încercăm să o potrivim, niciodată nu o să stea perfect fiind atât de largă. Am asortat și un ceas, cureaua, deși este un maro închis, se poate confunda cu vișiniul de la încălțăminte.